Apel umanitar din partea Organizației de Femei a Partidului Social Democrat din Drobeta, Turnu Severin. Va fi demarată o amplă campanie pentru colectarea de haine uzate ce vor fi donate celor care au nevoie de ele. Așadar, dacă aveți haine pe care nu le mai purtați, nu le aruncați. Noi în fiecare an facem și toamna, dar acum facem și primăvara, facem o coletă de haine, haine, jucării, încălțăminte, tot ce are omul disponibil, îl rog pe severinieni să vină și să le aducă la sediul nostru aici în strada Traian 108, la organizația de pensionari PSD, pentru că noi distribuim atât la primării care au nevoie, cât și la cămine de bătrâni, la Guravăi, la Ilovăți, Ciovărnășani, Bâcleși, deci pe unde se poate. Și rugăm pe severinieni ca să vină între orele 8:30, deci 9 ora 13, de la data de 25, luni 25 martie, 17 aprilie. Deschideți-vă așadar dulapurile și mai ales inimile și implicați-vă în proiectul de suflet organizat de femeile social-democrate. Coleta de haine a fost binevenită în rândul severinierilor, pentru că și ei debarasează șifonerele acum de la iarnă la vară, iar atât căminele de bătrâni cât și primăriile sunt foarte, foarte încântate de ceea ce noi le oferim. Sigur că este foarte greu și pentru noi, pentru că aici se strâng foarte multe ajutoare, dar noi le mulțumim și îi rugăm de suflet să vină și este un ajutor atât pentru cei care, oameni nevoiași, cât și pentru cei care își debarasează. E un ajutor, eu cred, ca să nu mai arunce hainele la coșul de gunoi și noi îi rugăm foarte mult să vină. Membrele organizației lansează astfel un apel către toți mehedințenii să se alăture acestei inițiative din această primăvară.